Biblioteca Județeană Mihai Eminescu organizează în această perioadă mai multe evenimente culturale, expoziții și întâlniri dedicate femeii. Pe parcursul lunii martie, secția de împrumut carte pentru adulți a Bibliotecii Botoșani organizează expoziția de carte Jumătate femeie, jumătate vis, cu subtitlul Femeile și literatura. Este un omagiu pe care îl aducem celei care ne-a dat viață și celei care înseamnă, poate, ființa cea mai dragă pe tot parcursul vieții. Expoziția cuprinde cărți în care femeia joacă rolul principal din toate punctele de vedere, autor, personaj. Printre femeile celebre alese de bibliotecarele secției pentru a fi prezentate publicului în cadrul expoziției, se numără Regina Maria, Ana Blandiana, Iulia Hajdeu, surorile Bronte, Marta Bibescu sau Virginia Woolf. Această acțiune are ca scop prezentarea unor mărețe destine feminine care de-a lungul vremii au reușit să aducă un plus de valoare în literatura română și universală.